Salutare, oameni buni! Astăzi ziua de joi, un bilet la pariuri o să fac din tenis. Biletul de ieri am avut meciul Germaniei care mi-a rupt biletul. Germania n-a fost în stare să bată pe Ungaria la ea acasă, adică în Germania la München. Au făcut doar 2-2, i-au condus ungurii de 2 ori. A fost absolut mizerabil. Evoluția germanilor a fost o evoluție, efectiv, a fost un meci la mișto făcut. Vă dați seama câtă lume pariase unul pe Germania, câtă lume pariase handicap pe Germania și așa mai departe. Chestia care este că s-a calificat în optim chiar și cu acest egal. Filme, pentru ziua de azi o să pariez așa, din tenis. M-am dus pe turneele care se joacă acum pe iarbă. Ivașca și Con. Ivașca l-a mai bătut pe Con de vreo 3 ori. Ivașca are deja 2 meciuri câștigate la hale. Apoi aici a câștigat 4 meciuri. Con a reușit o surpriză. Ieri l-a bătut pe Fucsovici. Dar Ivașca e un jucător mult mai bun. O să jucăm unul pe Ivașca la 1.53. Următorul meci o să jucăm pe Lopez cu Manarino. Lopez 39, 40 de ani aproape. El nu mai are chiar atât de o energie atât de bună și o deplasare la fel de nivel înalt. Totuși Lopez a reușit să bată în primul tur pe Kachanov. A fost o victorie surpriză în al doilea tur. Mă așteptam să pierdă acolo cu Kachanov. Manarino și el are un joc bun de iarbă. A făcut o victorie aici în primul tur cu Leonard Struff, un jucător foarte puternic pe serviciu. Eu zic că minim un set Manarino va lua, chiar pentru un pic de siguranță, minim un set Manarino. Iar următorul meci o să jucăm de la Bad Homburg în Germania, Angelique Kerber cu Anisimova. Angelique Kerber a jucat extraordinar de bine. Ieri a jucat fantastic, a pierdut un singur game. Anisimova e și ea o jucătoare cu serviciu, dar nu este deloc atât de bună pe iarbă. Kerber ți minte că tot timpul pe iarbă a avut revolții bune. O să joc minimum set pe Kerber la 1.29. Și încă un meci o să jucăm Petra Kvitova cu Podoroska, 1 solist. Petra Kvitova, expertă pe iarbă, o jucătoare super puternică, 1 solist. La 1.20 din aceste 3, 4 cote facem o cotă de 3.24. Asta este biletul meu pentru astăzi. Mersi de atenție, baftă la pariuri.